Chiar dacă prețul pentru gigacalorie a scăzut la 250 de lei, constanțenii spun că au plătit facturi mari la întreținere. Temperaturile din ultima perioadă s-au apropiat de valorile normale pentru această dată, iar pe timpul nopții nu s-au înregistrat mai puțin de 10 grade Celsius. Acesta este motivul pentru care, la Constanța, începând cu 13 aprilie, distribuția agentului termic s-a sistat. După oprirea încălzirii, regia va continua să furnizeze doar apă caldă în regim non-stop. Totodată, în această perioadă, vor avea loc și lucrări de revizie a instalațiilor. Suntem preocupați în continuare de începerea programului de revizii și reparații anual, întrucât până la această dată, deja ne-am aprovizionat majoritatea materialelor de care avem nevoie. Meteorologii spun că în perioada următoare temperaturile vor fi în creștere.